Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Cafeneaua Spirituală. Astăzi o să vorbim despre sensul experiențelor de viață pe care le trăim, un subiect propus de invitata emisiunii de astăzi, prietena mea, Adina Mironesei, trainer și consilier de dezvoltare personală. Bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație și bine v-am regăsit! Da, oamenii cred că experiențele de viață, majoritatea oamenilor cred că experiențele pe care le trăim nu au niciun sens, pentru că ei zic că sunt niște întâmplări în viața noastră și nu știu că de fapt din ele trebuie să învățăm ceva și fiecare experiență pe care o trăim are consecințe din trecutul nostru și va avea în continuare dacă noi nu înțelegem sensul acestei experiențe. Deci, te rog tu să spui, spuneai tu că ai și o experiență pe care vrei să o povestești, dar despre ce am ales subiectul deoarece în ultima vreme întâlnesc oameni care dau anumite, deci cred că experiențele au un sens. Problema e că sensul pe care îl dau experiențelor lor este unul toxic. Adică are consecințe negative asupra calității vieții pe care o duc. Povestea pe care vroiam să o povestesc este a unei persoane care are niște livezi cu pomi fructiferi din care persoana respectivă are instalație și face țuică. Așa. În mod legal, nu? În mod legal, bineînțeles, da, că are suprafețe mai mari. Uh-huh. Și a întâlnit acum 7 ani, acum 7 ani a făcut o inițiere în Reiki cu un maestru cunoscut, căruia nu-i spun numele, care a avut un impact extraordinar asupra lui, nu doar nu în sensul inițierii neapărat, ci în sensul lucrurilor pe care i le-a zis. Și nu le-a zis doar lui. Unul dintre lucrurile pe care le-a spus tuturor persoanelor care erau de față, este faptul că povestea lui Iov are o semnificație în viața fiecăruia și că fiecare dintre noi vom trăi la un moment dat așa ceva. Persoana în cauză a luat motamo acest lucru. Bănuiesc că atunci când a spus maestrul respectiv, a spus-o cumva metaforic, nu s-a referit exact la povestea lui Iov. Adică s-a referit doar la faptul că o să trecem prin anumite... Prin pierderi. Nu numai prin pierderi, prin anumite experiențe poate neplăcute, care o să ne afecteze... Da, dar cred că mai ales s-a referit la pierderi de orice tip, nu neapărat pierderea copiilor. Uh-huh. Acum, persoana a luat-o efectiv motamo și a început să se teamă că va pierde băiatul pe care îl are. Asta e una dintre consecințe. Și a întâlnit, nu știu dacă la scurt timp sau oricum tot în zona aia de timp, un alt maestru sau o altă maestră, nu rețin exact, care i-a spus că ceea ce face, faptul că în preajma lui lucrurile se dărâmă, se dizolvă, nu merg bine. Că adevărul e că au început tot felul de experiențe negative după această inițiere. Și întâlnind a doua persoană, tot maestră Reiki, care i-a spus că totul se dărâmă în jurul lui și că experiențele de viață s-au transformat în ceva negativ din cauză că el face țuică și țuica are un efect negativ asupra oamenilor. Exact așa i-a spus. Și că atâta vreme cât va continua cu această activitate, lucrurile vor merge din ce în ce mai prost. Lucrurile au mers din ce în ce mai prost. Omul a crezut în continuare și primul sens, ăla cu pierderea băiatului, pentru că fix la asta se gândea și a luat de bună explicația pe care i-a dat-o maestra respectivă.
livezile, nu știu, s-au îmbolnăvit, treaba a mers din ce în ce mai prost în toate aspectele vieții persoanei. Acum, care erau gândurile persoanei? Gândurile persoanei, ok, o să pierd băiatul, frică, 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 frică. Și al doilea gând, fac ceva împotriva principiilor Reiki. Asta s-a întâmplat nu o zi, nu o săptămână, nu o lună, nu un an, vreo mai mult de 7 ani sunt de atunci. Am înțeles că prin 2007 s-a întâmplat chestia asta, nu sunt chiar sigură, dar oricum, ani și ani de zile, persoana a măcinat aceste gânduri, luându-le de bune de la persoanele care i le-au spus. Acum, na, având ocazia să discutăm, am disecat problema cu livezile și cu țuica în felul următor, ca să dau un exemplu. Țuica în cantități mici are efecte terapeutice, în cantități mici, subliniez. De aceea, în Ardeal, când se trezesc dimineața, mai întâi o bucată de slănină și un păhărel de țuică, cu asta pălincă. Așa, cu asta se tratează ei de ajung 90 de ani, 100 de ani. Să nu uităm treaba asta. Acum, cantitatea, să ne uităm foarte clar la această experiență, cantitatea pe care o bea omul nu este responsabilitatea celui care produce băutura respectivă. Nu? Adică e logic. Adică e și logic, nu doar dacă o luăm așa ca sens. Frica, trecând la partea cealaltă cu băiatul, frica că băiatul va păți ceva, mi se pare un scenariu numai bun să mori tu înaintea copilului, adică în sensul că să te intoxici atât de tare cu acest gând, încât să nu știu, să mori la un moment dat sau să te îmbolnăvești. Frica oricum, în cantități, în doze mari, somatizează și ne îmbolnăvim cu siguranță. Acum să vedem care este până la urmă sensul experiențelor pe care le trăim. Să ne gândim așa, retrospectiv. O experiență pe care am avut-o în viața mea acum 20 de ani, după 2 ani, eram în starea în care așa a vrut Dumnezeu, deci Dumnezeu este rău, eu n-am avut nicio vină, așa eram atunci. Așa gândeam atunci, vă spun sincer. Și au mai trecut 3 ani, între timp persoana care mi-a făcut rău, așa vorbeam eu atunci, zic și acum, a ajuns într-un spital de nebun și a murit. Ce gând mi-a răsărit mie în cap? A, stai un pic, înseamnă că există dreptate divină. Da, da, da. Dreptatea lui Dumnezeu. E, poate că Dumnezeu nu e chiar așa de rău. Și m-am întors. Așa, după încă câțiva ani, gândeam, asta a fost voia lui Dumnezeu. Ok, au mai trecut câțiva ani, am început să mă gândesc totuși, bine, mult timp am trăit cu ideea aia, cu dacă nu s-ar fi întâmplat, cum gândește tot omul. Cine știe cum aș fi fost eu și lucruri din astea. Asta e un alt capitol. Am trecut și prin faza asta. Și încetul cu încetul, când am început, când a fost trezirea și toate lucrurile cu care am intrat în contact, mi-am dat seama că, mai ales acum, privind acum în urmă, mi-am dat seama că sensul acestei experiențe a fost unul schimbător. Și am observat că la toată lumea se întâmplă asta. Deci sensul nu-l căpătăm după o săptămână, după o lună, după un an, ci mult mai târziu. De asemenea, trebuie luat în calcul faptul că sensul este unul deci schimbător, cum am zis, și trebuie luat în calcul faptul că e dat de minte. Adică în sensul că poate nu vom ști niciodată, poate zic, nu vom ști niciodată care e sensul întreg al experienței. Și cred că asta se datorează și faptului că noi nu avem cum să vedem viața noastră în ansamblu, decât la sfârșit. Adică atunci când o să o vedem în ansamblu, probabil vom avea o altă părere despre experiența traumatică care a fost în anul nu știu care.
Dar pentru persoanele care zic că totul este o întâmplare, ele nici nu-și bat capul să găsească un sens. Nu-și bat capul să trăiască un sens și rezultatul este că anumite tipare experiențiale, adică anumite experiențe, se repetă formând un tipar. Nu știu, dacă a avut, de exemplu, o persoană, o femeie, dacă s-a măritat cu un bărbat bețiv și nu s-a armonizat relația respectivă, nu a vindecat problema respectivă, următorul bărbat pe care îl va întâlni, următoarea relație va fi fix la fel. Și tot așa, dacă nu învățăm nimic din experiențele respective... Deci dacă persoana respectivă nu își schimbă felul de a fi, găsește la fel... Același tipar pe relații, de exemplu. Da. Sau dacă crede că, nu știu, toți oamenii sunt niște mincinoși. Normal, găsește va întâlni mincinoși, tot mincinoși în calea, în viață. Acum, ce vreau să transmit este faptul că, într-adevăr, noi ne ghidăm cel mai mult, sau cei care au înțeles, că legea oglindirii, adică universul, ne oglindește mereu tipul de experiențe, de oameni, de experiențe, de tot ceea ce trăim, ne oglindește ceea ce nu acceptăm la noi sau ceea ce judecăm la ceilalți. Trebuie să luăm în calcul acest lucru, deși nu e nimic demonstrat, nu e nimic, dar dacă suntem foarte atenți la viața noastră, această, îndrăznesc să-i spun, lege, în mod asumat, pentru că am observat că ăsta e rezultatul și mereu se întâmplă la fel, nu doar la mine, ci la toată lumea. Nu există o lege în fizică care să spună treaba asta cu oglindirea. Legea rezonanței e o treabă puțin trasă de păr. Unii zic că e pseudoștiință, nu zic că n-ar fi așa, dar doar dacă ne uităm în jurul nostru și ne uităm la viața noastră, la fix ceea ce trăim, observăm această lege empirică. Este ceva empiric, dar este ceva care se tot observă. Și în psihologie se spune despre părțile noastre neacceptate, despre umbră, că le prelucrăm tot uitându-ne la experiențele noastre, la tiparele relaționale și la toate lucrurile astea. Deci, practic, sensul experienței, să nu uităm că nu este unul fix, este unul pe care înțelepciunea pe care o scoatem dintr-o experiență este ceva care o căpătăm abia mai târziu, când vedem, ne lărgim perspectiva asupra vieții și mai ales atunci când ne spune cineva, întrebăm, oare de ce trăiesc eu asta? Asta e întrebarea oamenilor care au înțeles că lucrurile au legătură. Oare de ce trăiesc eu asta? Întâlnim o persoană care, nu știu, știu eu ce are în cap, ce fel de gândire. Și ne spune, tu trăiești asta din cauză că... Atenție foarte mare pe cine credem și cui dăm crezare, pentru că dacă gândul respectiv este total toxic, e posibil să măcinăm gândul ăla în cap până ne îmbolnăvim. Dar cum deci, spune Don Miguel Ruiz, spune că niciodată să nu crezi pe ceilalți și nici măcar mintea, ce spune mintea ta, să nu crezi. Deci, asta a doua, pentru că mintea totdeauna te duce... E de luat în calcul. Da. Acum, probabil aș vrea să facem într-o zi o emisiune despre ce înseamnă a fi rațional și a gândi rațional. Chiar scrisesem o notă pe o foaie de hârtie. Oamenii care zic că evoluează spiritual ajung să dea crezare anumitor gânduri pe care ei le consideră venind din inimă. Dar ce ne facem că multe gânduri vin din cap? 99,99, poate 100% vin din cap. Și mai ales că vin din subconștient, nu vin nici măcar din minte rațională. Atenție că mintea este un instrument extraordinar de puternic și de bun, să ne punem întrebările care sunt necesare pentru a vedea dacă direcția este bună sau nu este bună, cea pe care dorim să o luăm.
De exemplu, o altă poveste simpatică apropo de gândurile, de sensul experiențelor și de ce sens ne vine nou în cap. O persoană, o femeie căsătorită cu o fetiță de 11 ani, întâlnește pe cineva și se îndrăgostește. Și din cauza că face ce spune inima, da, își părăsește soțul și fetița de 11 ani și pleacă în lume cu bărbatul respectiv. Haideți să interpretăm această experiență, să-i dăm un sens, da? Să o interpretăm, să-i dăm un sens. Din punct de vedere al acelor oameni care cred că super, a făcut ce a spus inima, ok, și cu responsabilitatea ce facem? Adică există anumite, da. nu judec, dar zic ca idee. Deci a face doar ce spune inima, fără să avem nicio treabă cu rațională, cu mintea rațională, care ne face să, nu? Există o cale de mijloc. Nu zic că ar fi trebuit să facă într-un fel sau într-un fel, nu zic asta. Deci nu e vorba de judecată. Conform legilor spirituale, nu trebuie să faci rău altora, nu? Pe când ea a făcut un rău... Nu mă exprim nici că da, nici că nu. Vreau să spun doar că lucrurile pe care le zicem noi, că le hotărârile pe care le luăm doar cu inima, fără minte rațională și fără a gândi rațional nicio clipă, ne duc în zone pe care mai târziu le regretăm. Adică nu știu dacă aș ascultat dragostea din... Dar nu... Poate după un timp dragostea asta nu mai comentez. Este chiar așa. Dar... Deci doar nu comentez. Adică nu comentez experiența de viață. Eu am dat-o doar ca exemplu asupra faptului că interpretarea pe care o dăm... Nu, eu îți dau dreptate în ceea ce spui, că nu știu. Nu a procedat cum... Da. Mintea rațională, mintea rațională și gândirea rațională are un rol foarte important în dar te protejează în viață, nu? Bineînțeles, să nu intrăm la pușcărie, nu? Să nu... Deci mintea rațională are un rol foarte important. Acum, revenind la sens... Sensul nu doar că se schimbă pe măsură ce lărgim perspectiva asupra vieții, ci ar trebui să luăm în calcul că nimeni din afară nu știe exact ceea ce am trăit și nu știe contextul în care noi am luat anumite hotărâri. Deci, repet, dacă vine cineva din afară, e posibil să-ți dea un sfat bun, dacă tu îl ceri, da? Dar și să-ți dea un sens, o explicație plauzibilă cât de cât, dar în același timp e posibil să-ți dea o explicație să-ți intoxice mintea pentru mult, mult, mult timp, până când ajungi să spui tu întrebări, dar oare gândesc corect, gândesc bine sau am luat de bun ce a spus altul și atâta tot. Ideal ar fi să asculți numai sfatul de la cei care au ajuns la trezire sau la... Da, da, uite, vezi, maestrul respectiv este un maestru de renume. Da, dar asta nu înseamnă... Păi, cum să nu-l creadă? Din cauza asta l-a crezut, că l-a considerat o autoritate, în domeniul cunoașterii și a zis, ok, dacă ăsta a zis așa, înseamnă că așa este. Orice om se poate înșela până când nu vede lucrurile cu adevărat. Având în vedere că el are deja niște credințe, că după cum știi, se trece din credințele dogmatice, clasice, în New Age, în pseudoștiință, în explicația iurea, în căi karma, căi, știu eu, în fine, diverse lucruri. Dacă ar fi fost un iluminat, de exemplu, de talia lui Arsenie Boca, nu se putea înșela, spunea, el vedea, asta este cauza și era sigur că asta este cauza, pentru că el vedea cauza tot. Cauza este una, sensul este altul, da, adică sensul experienței... Dacă vezi cauza, îți dai seama și de ce se întâmplă. Da. Am să dau iarăși un exemplu, deși nu știu dacă e neapărat potrivit, dar aș vrea să spun că fiecare experiență poate fi interpretată în, nu știu, zeci de feluri. Și faptul, ceea ce luăm din aceste explicații ne ghidează viața în continuare.
adică de explicații, de sensuri. Na, dacă cuiva nu-i reușește un proiect, să presupunem că cuiva, cineva are un proiect care normal presupune colaborarea mai mulți oameni sau, știu eu, participarea la experiența respectivă a mai mulți oameni. Și proiectul respectiv nu reușește, na? Omul este în fața unor diverse sensuri. Fie proiectul nu a fost bine înțeles de cei cu care trebuia să colaboreze. Asta e un sens. Fie nu s-a făcut direct destulă publicitate. Da? Fie nu a vorbit cu oamenii potriviți. Fie, nu știu, nu e momentul pentru proiectul respectiv. Fie... Sau planul lui nu este destul de bun. Deci, vedeți, există o paletă foarte largă de sensuri pentru care s-a întâmplat de nu i-a ieșit proiectul. Și atunci, tentația de a alege o singură variantă este una, dar poate într-adevăr, nu știu, poate e un amestec al acestor sensuri. Și atunci, faptul că noi vrem de ce s-a întâmplat, este o atitudine copilărească, compulsivă, nici nu știu cum să o numesc, care ar trebui să ne dea de gândit și să înțelegem că sensul experiențelor, totdeauna, dar nu îndrăznesc eu să spun, sensul e dincolo de înțelegerea minții noastre, adică sensul întreg. Da? Da, dar sensul te întreg. Gândești că este o forță în univers care ne ghidează să mergem pe un anumit drum. Tu nu crezi asta? Că, și dacă noi mergem invers, s-ar putea să avem tot felul de pedici dacă mergem împotriva curentului. Depinde despre ce curent e vorba. Cam să înțelege despre ce este vorba. Da. Nu cred în sens uman, adică ne ghidează, ne împinge. Nu. Eu, deci avem cumva voie să facem orice, dar vedem că avem pedici și atunci ar trebui să ne punem întrebarea de ce se întâmplă asta. Da, păi eu îi zic univers, nu îi zic Dumnezeu, îi zic univers. Nici eu nu am să nici viața, m-a observat, viața întreagă, experiențele pe care le trăim ne ghidează, așa, practic. Da. Că într-adevăr, dacă nu ne iese și nu ne iese pe aici și pe aici și pe aici, înseamnă că trebuie să schimbăm ceva. Și atunci când vedem că ne merge, înseamnă că mergem pe... Da, înseamnă că e calea bună. Dar e foarte important să nu ne blocăm, pentru că oamenii, gata, am înțeles, sunt sigură că ăsta e sensul. Nu e așa niciodată. Niciodată nu e așa. Da, sunt mulți care dau sfaturi fără să fie în temă și n-ar trebui să ascultăm. Și alții le iau de bune. Da, n-ar trebui să ascultăm. În primul rând, să gândim noi cu mintea noastră dacă într-adevăr și avem discernământ. Să ne punem întrebări măcar, da, să ne punem întrebări. Și să nu dăm, era o expresie mai de mult pe care o foloseam, să nu dăm toată puterea cuiva să ne conducă viața. Pentru că în cazul pe care l-am povestit la început, era ca și cum persoana i-a dat toată puterea s-a lăsat în brațele lui, lui, da. Să-i interpreteze viața. Da. Dar emisiunea noastră a luat sfârșit, timpul a trecut. Așa că îți mulțumesc pentru că te-am lăsat să vorbești mai mult singură și ai spus lucruri foarte interesante și care o să-i facă pe oameni să-și pună întrebări. Referitor la cele ce ai spus. Doar o concluzie aș vrea să zic, să gândească oamenii și cu mintea rațională, nu doar cu mintea intuitivă, și să își privească experiențele în context din ce în ce mai mare. Atunci când suntem încă într-o experiență traumatică, să nu căutăm niciun sens, pentru că nu-i momentul, nu? Când omul este traumatizat, să gândească clar și cristalin. Da, mulțumesc telespectatorilor pentru atenția acordată. Vă așteptăm la alte emisiuni. Până atunci vă spunem numai bine și la revedere. La revedere!